dimineața, dragi prieteni! Bună dimineața! Aici facem, să dăm de pomană. Ce e aici, mamă? Carne de porc acolo. Carne de porc, tocăniță de miel, plăcinte de astea de ale noastre de țigănești. Cum facem așa să duc la noi? Îl facem și grătar, că azi sunt contaminată și trebuie să... Ne așteptam și de ouă, sau nu? Păi și ouă roșii, da. Și ouă roșii. Mă duc să iau... Vedeți, prieteni? Da, e peste tot chestia asta sau numai la noi, da, la țigani? La noi la țigani, adică peste tot, cum? Se dă de pomană. Da. Sâmbătă luminată, așa se zice, sâmbăta morților. Mm. Pe mine mă doare cap. Așa și eu. Doamne, ce-i pe mine? Fac pomană. Prieteni, să știți... Să știți că n-am mai urmărit pe nimeni. Ultima perioadă n-am mai fost atent. Tocăniță de miel, prieteni. Mama Liguță. Ce faci acolo? Băgăm și un pic de ceapă verde. Să-i dă culoare. Prieteni, să știți că n-am mai urmărit pe nimeni. Ce? Ce miroase de fain. Ce? Untura. Cea mai sănătoasă decât uleiul. Să știți că n-am mai urmărit pe nimeni, dar am văzut acolo că, nu știu, se ceartă Alin cu Jeanu, cu nu știu ce. Într-adevăr, nici eu n-aș fi de acord să vorbească de ursul. Pentru că ursul n-are nicio vină. Din contră, măgarul i-a luat nevasta și l-a lăsat vai și amar pe ursul. Și tot ei au tupeu să vorbească de ursul. Urât, urât, altă pot să zic și eu urât, pentru că ursul e parte din familia mea care, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, știți bine. Și eu atât zic, că nu-i corect, nu-i frumos să se vorbească de ursul, pentru că ursul e acolo unde e. N-a avut treabă nimănui. Da. Nu vorbește de nimeni. Da, nu vorbește de nimeni, își face acolo necazul. Oful îl trage singur acolo și nu mai el știe și nu a vorbit de nimeni. De fiecare dată când a sunat, n-a vorbit de nimeni. Din contră, ne-a potolit, adică lăsați, lăsați așa, lăsați așa, gata, nu vă mai certați. Și? Na. Nimeni n-are de treabă cu ursul, cu nimeni. Da. Jean, du-te, mă, dă. Unde? E unul acolo la mine pe calorifer și unul... Unde l-am pus? Tu pe calorifer. Da. Nu e pe calorifer. Stai că mă duc eu, stai tu, Dic. Du-te, tu, prieten, noi avem... Probleme. Cineva... E o câlpiță, cred că, care fură șosetele. Prieten, nu șobolanțe. Ba, v-am mai zis, sunt un vlog. Ne trezim cu o șosetă în altă cameră și o șosetă în altă cameră, nu știu. Avem parazit, ceva care... Mi-au dispărut două perechi de blugi, prieteni. Nu știu ce se întâmplă aici. Și o geacă, prieteni. Da, cineva e hainele, dar nu știu cine. Nu știu și cine. Și de unde, că eu nu le usuc afară. Nu le punem afară. E ciudată chestia asta. Am căutat, am spart toată casa când am făcut curățenie de Paște. Să spui că le-a luat cineva, uite, de pe uscător de afară. N-are avea cum, că eu nu le scut afară. Da. Nu știu, nu e bine aici. Și că farmece poate da. Să... Eu da. Nu le pun pe balustradă sus, sus. Și dacă mi le-a luat cineva să facă farmece? Păi eu știu. E posibil. Dar cine? Păi, și de unde? Dacă știam, mă duceam și îl întrebam. Dă-ne mai așa, că se vede carnea, dă-o mai așa. Da, și cum spuneam, o să vă arăt un clip, prieten, că n-am fost acasă două zile și n-am mai filmat, dar o să vă pun o părticică acolo, să vedeți, la început, cred că o pun. Și mulți prieteni au zis că valită despre ursul, nu. Video acela a fost caterincă pentru lumina, prieteni. O caterincă pentru lumina și pentru măgarul. Eu n-am treaba nimănui, nu mai vorbesc de nimeni.
Ne-am săturat, prietene, subiectul. Eu nu se ne cum pe ce le-am zis, s-au săturat de TikTok. Deja s-a aproape 4 luni. Da. N-am auzit așa de că se vorbește, că le-am sunat ieri nevasta lui Măgaru. Și sincer am blocat-o, am zis, bă, nu mai mă sună pe mine, ce treabă am eu? Da. Și nu mă sună ca să ce? Da! Ce-i? Ce? Desculți. Ați găsit? Da, cine deschide și mie și Redu de la Șoșoni ești? Eu. De unde la Șoșoni? Are, îi desculți. Am găsit și eu subscare, ai pui semn. Al domnul ăsta. Merg la mine. Merg. Păi, de unde sunteți? Mamă, dar... Cumpăra mult, nu uite, cumpăra multe papuci. Doar asta e? Îți plac papucii mei? Da, nu mai eu nu pot să port alb, nu știu, mă simt inconfortabil în papucii alb, dar... Nu mai am șoșoni. Cine are încălțăminte alb, picioare și stă curată, de acolo se vede. Merg ăștia cum sunt îmbrăcați. Nu. Dar nu știu dacă merg. Merg. Paște bătrână. Nu știu de cine ies. Ia, acolo are și acolo, hai. Da. Dar și ce să e? Portocalii ai mei. Mamă, dar ce e strâns? De unde vine ești? De unde eu așa? Nu de eu. Da, și nu. Copiii, că de scară, că nu port așa. Strâns. Merg. Că purtăm aceeași, același număr la picioare. N-are, mă, mă, e de scurs, mă, brac. Uite, ciorap lungi. Unde nu mai am ciorap scurți de Adidas? Dar și ne-am avut aceea pe unde m-am gândit. Eu nu știu. 7000 de perei de ciorap. Mie mi-a dispărut nu lungi. Nu-i mai găsesc, eu nu știu. Doar una dintre ele. Ce se întâmplă, nu știu. Ce se întâmplă, doctor? Avem vreun șobul la ceva. Uite, mă strâng. Te strâng? Pentru anul 39. Nu, 40, cum? Ce mă, altceva în față, în bot. A, au vată. Pe de unde? Păi nu știu atunci că ai băgat vată, că erau prea mari puțini. Bă, de aici când e puternic, eram eu la pușcărie. Atunci, atunci. Mă, nu băgăm eu vată, că-s bun de mine, uite, dacă bagă-s bun. Nu-s, nu-s. Și cum le cine tu ăsta așa mai? Acum te mi-ai simțit? Nu mai. Dar uite câte și redu, cum nu-s. Nu, e urât așa. Păi așa cum? Da unde e rămân? Așa? E urât. Îi face dar. Da. Îți bun? Mhm. Hai că merge. Gat. Te-am și încălțat. Șorab lungi. La tine se vedea un pic mai mare. Păi, de unde e șorab? Mădăina să caut șorabii, s-am adus și cumpăr 2000 de perechi. Am cumpărat eu. Am și de-a... unde am dispărut? Unde știi că am ce? Cumpărat eu scurt, unde sunt? Eu cred că le ia cineva din spate când le spunem... Păi, mamă, Madalina nu pune hainele mele în spate. Pe... În foișor. Azi fac un live. Am promis la prietenii noștri că fac live pe YouTube. Am revenit, prieteni. Mamă, ce mănânc acum, topeniță de mea! Păi ce atunci mănânc la mămica! Mă duc de cu mână și yeah, pe care arată yeah, papucă. Ia, yeah. Ești frumos? Foarte frumos. Eu nu i-am purtat că... Noaptea, bă, prea sus. A, mă, la lumină, se arăt eu aici, eu sunt gigolo, ce ești el? Trebuia să-i bagim... Cum arată? Frumos. Se înscrie dacă... Frumos, elegant, decât... Da, da, sunt murdari. Merge la mine că-s bătrân. La mine merg. Că-s bătrân. Ce să mai fac aici? Bătrân, dar cu blugii rupți. Dacă n-am... Mami, s-a fodit, am mai bălci. Mai pus și pe mine la bălci. La bălci? La bălci. Tot așa mi-a trecut zilele mele. Nu ne duci și pe mine la bălci. Te auzi să stau acasă, Dănuț. Mă, bună, tocăniță, fă o bine mai așa, nu o curăță. Adică mai cum ai așa? Și aici ce faceți, grătar? Da. Iar carne de-asta. Păi și la când ai intrat măgărina, mă? Carne roșie. Măgărina. Avem o surpriză, prieteni, de luni, o să vă spunem, o să vă arătăm, de fapt, de luni încolo. Ai zis? Da. Luni, marți. Surpriza. Luni, marți.
Și să vezi surpriza mare, am să bag două ziare mototol în buzunar. Acum chiar că ai mototol în buzunar. Dar au văzut prietenii cei că au dat stop, au dat zoom și au văzut de unde era hortile. Nu, păi nu sunt, nu. Nu sunt. Au dat așa, pe scurt, da. N-ai mă lovit, n-ai mă canci. Că pe alea n-ai mă canci lovit. Dar mă așa, avem păpita, avem părită, avem ce mânca, avem ce bea. Dar ce-i trebuie? Ce faci cu banii? N-am, o să mă împrumut și eu măcar de 5-6 lei. Iar tine prietenii de tine. Un prieten, o prietenă care ne împrumută și pe noi. Astăzi, vrei și mătăriță mă dă? Mă duc la mama. Mama la mămica. Eu am o ciocătiță curată. Mă strâng puțin, da. Mi-ai strâns tu prea tare, cred. Pa, intre în ora în vasă. Mă, frumoși. Mie nu-mi plac. Ca să te faci să le arunci. Nu, păi nici eu nu le port. Au pană. Nu le-am portat. Perina de aer are pană. Nu are. Are pană. Papuci. Hai, dar să jucăm. Acum. Lasă mâine. Luni ne jucăm. Luni. Jucăm. Luni s-a mar. Caterinca, ce să facem? Da. Ce frumos e afară, beau ceva azi. Bagă-i bine. Mamă, vinul, s-a mai dat cineva la vin. Păi, cum adică? Tragem, cât am băut, tragem în damigeane, 25 de litri. Să-l păstrăm. Ia să-l plălă. Cred că dacă ați lăsat deschis... Azi vreau să beau un vin de la... Uite, ăsta e vinul. Da. Era. Așa e. Nu mai e. S-a schimbat. Prieteni, eu fac un live la mine pe YouTube, acum stau cu la masă și ca v-am promis, vreau să vă, să vă răspund la mesaje, dar răspundeți primul de genul. Mm-hmm. 50. 10, 15, 20 de minute un live, hai, că am promis. Eu mă duc la mama, hai. Hai, du-te. Să fii sănătos. Tu unde duci, Danuț? La mama, la mama. Mm-hmm. Te duci tu. El este deci pe la mama. Să facem gogoșelile. Gata, prieteni, revenim mai târziu. A, gata.